Dragii mei, astăzi am o rețetă pentru voi, simplă, simplă și foarte bună, la îndemâna oricui. Cu ingrediente foarte puțină și foarte, foarte, foarte bună. Și să vă spun cum se numește, pe românește se spune langoș, la unguri se spune bodog. Deci eu cu asta am crescut. Și noi așa am spus. Și acum, haideți să vă spun ingredientele și după aia o să vă povestesc ceva scurt. Deci, dragii mei, o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Uitați, aici am pus un cup de drojdie care are 50 de grame. Aici, uitați, am o lingură de zahăr. Atât. Aici am sarea, o să punem un praf de sare și aici să vă arăt, că totdeauna pun în asta să vă arăt, 50 de mililitri de apă, 500, de jumătate de litru, așa să zice, jumătate de litru. Și aici am un chil de făină, dar nu, poate nu o să-mi trebuiască tot, nu știu cât o să fie nevoie de la asta. Acum țin neapărat să vă spun și să vă arăt când m-a spus că nu se pune, nu o persoană m-a spus, foarte mulți, 3, 4, 5 m-a spus, că doamnă nu se pune sarea peste drojdie. Ba da, se pune. Uitați, acum eu fac, anume am făcut rețeta asta să vă arăt că eu așa fac și foarte bine ceea ce fac. Pentru mine, pentru voi nu știu. Uitați, am pus drojdia, vedeți, numai așa o spargem și haideți să vă arăt ceva. Am pus. Uitați, punem așa un praf de sare, atât. Și lingura asta de zahăr, e o lingură din asta normală de... Ați văzut? Am pus sarea și am pus zahărul peste drojdie. Drojdia nici nu le-am sfărmat, am așa un pic. Și acum haideți să vă arăt. Uitați-vă aici. Deci fac cu lingura de lemn, ca să vedeți. Deci asta e o experiență. Normal, eu fac cu mâna, dar acum, uitați, am făcut cu lingura. Să o vedeți dumneavoastră. Cât de repede, eu totdeauna v-am spus, bag mâna, acum cu lingura mi mai asta, nu mi l-am de mână, dar vă arăt. Uitați-vă numai aici. Ați văzut cum s-a topit. Am pus un pic, nicio picătură de apă, eu n-am pus. Eu totdeauna așa topesc, orice fac, să știți, și la plăcintă, și la langoș, și când folosesc drojdie, nu știu. Eu așa am văzut că merge bine și așa fac totdeauna. Ca să vedeți și dumneavoastră cum se topește drojdia cu zahărul și cu sarea. Se face apă lichid. Ați văzut? Uitați-vă aici. Uitați. Poftim. Vedeți? Apă. Ca apa. Pit drojdia, pun toată apa, de jumătate de litru, nu mai mult, că eu nu vreau să fac mult. Asta am făcut anume să vă arăt. Am mai amestec să se topească zahărul, sarea. Și acum scot lingura, că oricum n-aveam nevoie de lingura, am pus noi pentru voi. De, eu totdeauna așa fac, nu pun totodată. Un pic de făină, bag mâna și frământ cu mâna. Normal. Uitați așa. Cât e un pic. Ca să se amestece făina bine, să nu se facă cuculașă. V-am spus, nu știu dacă bag toată făina sau dacă nu, dar o să vă spun cât am folosit. Cât făină am băgat. După aia știu cât îmi rămâne. Și așa fac langoșul. Fiecare și langoșul. Se face în o mie de feluri, fiecare om face altfel, eu fac în felul meu și de câte ori am făcut, să știți că m-a ieșit bine, nouă ne-a plăcut, am mâncat. Deci, așa, mai punem un pic. Deci trebuie să vină un aluat, nu foarte zvârtos, dar nici să curgă, deci un aluat așa potrivit, exact ca la plăcintă. Nici moale, nici tare. Potrivit să fie aluatul. Mai mult moale decât tare să fie. Că e
Na, o să vină. Eu ăsta nu vi-l fac în dubă, acum că n-am chef să pun în dubă, se poate pune și în dubă, dar eu o să vă fac în tigaie, fiindcă n-am chef să stau după dubă, că în dubă se ține o oră și durează și vi-l fac în tigaie. Se poate face și în tigaie și în dubă, înțelegeți? Nu. De-aia v-am spus eu, o să fac acum în tigaie. Nici nu mai pun făină, asta e toată făina. Ce e aici, o să vă spun cât o rămas. Uitați, așa m-a ieșit, vedeți? Așa, un pic cam moale, dar așa trebuie să fie, nu trebuie să fie. Uitați așa, am terminat, nu mai frământ, că am... Și uitați cât făină m-a rămas, arăt. Deci, atât. Deci, cu 300 de grame de făină m-a rămas. Am pus 7, între 7 și 800 de grame de făină. La jumătate de litru de apă, așa la saluatul, și acum o să pun un prosop așa frumos peste și o să lăsăm să crească cât e nevoie, până dublează volumul. Și atunci, după ce au crescut, o să le rupem și le prăjim în ulei. Deci în timp ce aluatul crește, că trebuie să lăsăm la adospit, eu m-am gândit să fac un mujdei de usturoi, că știți că langoșul mere foarte bine cu usturoiul. Eu fac un mujdei și după ce prăjim langoșul, o ungem frumos cu mujdei, cine vrea mâncă cu usturoi, cine nu mâncă simplu. Și vă prezint cum fac eu mujdeiul. Uitați, ingredientele. Am curățat aici vreo 5-6 căței din aia mici de usturoi și le-am tăiat așa un pic mai mărunt să nu rămână întreg, un pic de sare și aici nu pun tot uleiul, să nu credeți, o să iau de aici vreo 2 linguri de ulei și apă, atâta e tot. Și acum o să facem un bol ăsta, că ăsta e bolul de la apărat. Uitați, punem usturoiul, punem tot aici, așa, am pus. Acum o să punem, vedeți, un praf de sare. Atât așa, cât luăm în 3 degete. Așa. Și acum, uitați, punem vă, să vedem cât, 2, 3 linguri, o lingură, 2, 3 lingurițe ajunge de ulei. Vedeți, o punem aici de o parte. Da? Și acum punem apă. Uitați, apă curată. Să... Haideți că pun tot. Să nu fie așa puternic, că știți că usturoiul e foarte puternic. Și acum împingem asta mai încolo. Luăm aparatul, băgăm aici și facem mujdeiul. Este gata, ați văzut? Așa arată, o să spuneți că e subțire, dar eu așa vreau, că eu bagă pensula și ung langoșul. Deci nu vreau să fie sos gros, eu vreau să fie mujdei, deci apă. Ați văzut, uitați ce frumoasă culoare și nu i-am pus nimic decât apă și usturoi și sare. Am revenit cu aluatul, o crescut, uitați-vă aici, ca să vedeți și dumneavoastră, știți cât o stat la crescut, 30-35 de minute, maxim 35 de minute. O stat și uitați-vă aici că m-a dublat, a triplat volumul. Și uitați cum arată, uitați, poftim, vedeți? Da, acum v-am prezentat aluatul, vedeți ce fain a crescut. Acum să vedeți cum o fac eu, că o fac cu mâna, că nu pot să lucru numai cu mâna. I-am pregătit aici un pic de ulei, că eu lucru pe planșeta asta, să nu lucru pe masă, o să pun pe tocătorul ăsta mare. Și pun un pic de ulei, iau cu mâna și le întind. Uitați, pun un pic de ulei, așa, în tocătorul, să nu se lipească, vedeți? Și acum pun și aici un pic de ulei, ca să... și pe mână. Așa. Uitați, iau atâta, așa,
și pun pe, haideți să vă arăt, să vedeți, pun pe tocător și o fac rotundă. Pot să fac și cum vreau eu, lunguieț, rotund, cum doresc eu, dar cu mâna, nu pot cu sucitorul, că i-a luat moale de langoș asta, să lucră cu mâna, nu să lucră cu sucitor. Și uitați așa, acum de aici, de pe tocător le iau frumos în mână și o să pun în ulei fierbinte și lăsăm în ulei să se prăjească și pe o parte și pe aia până se face auriu. Pe aia le scoatem și le dăm cu mujde. Aia vedeți, uitați, acum punem uleiul tot, ați văzut cât un boluț din asta și lăsăm să încinzie uleiul. S-o încinz, acum luăm langoșul, uitați așa frumos și punem în ea. Uitați. Bine. Aici împungem cu furculița dacă se umplă. Uitați ce fain crește, vedeți? Acum le întorc, că nu vreau să... Uitați ce frumos s-o întorc, uitați ce auriu s-a făcut, vedeți? Lăsăm și pe partea aia altă până se face auriu. Le scoatem afară, punem pe un șervețel pe partea asta și acum o punem aici pe șervețel și punem alta. Tocător, vedeți, rupem o bucățică, o întindem așa cu mâna și băgăm în ulei să ia așa frumos pe mână și să pune în ulei. Așa. Să întoarcem, așa, pe partea asta, la altă, o rumenim. Deci, totdeauna, și pe o parte și pe aia, dar nu trebuie mult lăsat, nici un minut. Dacă e uleiul bine încins și fierbinte, câteva, un minut dacă lăsați pe o parte, un minut pe partea aia, te ajunge dacă e uleiul încins. Uitați ce frumos să face, vedeți? Trebuie la foc încet și dacă i-a luat, cum am spus, e subțire și uleiul fierbinte, imediat să face, nu trebuie mult. Uitați ce repede să... E adevărat că trebuie mai mult ulei, trebuie uleiul să fie fierbinte. Uitați, o întoarcem pe partea alaltă, uitați ce frumos a crescut și ce frumos rumenit, nu trebuie ars, trebuie frumos rumenit, la foc încet. Și să facem imediat. Și așa le facem până le gătăm pe toate. Când le-am gătat, o să vă arăt. Aveți câteva, luăm așa, uitați ce subțire și punem în ulei. Uitați, langoșul nostru este gata. Atât am o ieșit. Uitați-vă aici cum arată. Vedeți? Punem așa pe tocător și aici v-am arătat, uitați cum arată mujdeiul, v-am arătat, nu? Punem așa o lingură de mujdei și cu ăsta dăm așa, uitați așa. Și acum se îndoie și așa, uitați așa, se mâncă. Se mâncă cu mâna, nu cu furculița, nu cu cuțitul, că suntem oameni simpli, nu suntem două mari. Suntem oameni normal, obișnuit și langoșul se mâncă cu mâna, știți, nu? Și așa arată langoșul nostru, încă e fierbinte, e foarte bun, se poate mânca cu orice. Deci puteți să puneți pe ea nutella, puteți să puneți gem, puteți să puneți brânză, telemea, smântână goală, orice, ce doriți dumneavoastră, ce vă place, ce aveți acasă, o mungeți, o îndoiți și mâncați cu mâna. E foarte bun, foarte pufos. Vreau și să vi-l rup. Eu am luat-o asta cea mai mică, dar uitați-vă aici, uitați. E subțire, fain crescut, încă e fierbinte, cum v-am spus. Uitați, arată foarte... Eu zic că, na, acum nu s-o laud că am făcut-o eu, dar uitați-vă aici, vedeți cum arată? Așa de pufos e și așa de fain să rupe. Și nu e foarte uleios, să știți că am pus... Poftim, Miriam. A venit și Miriam. E cu usturoi.
Acum eu n-am acasă, din păcate, Nutella, că la Mire îi place cu Nutella, dar nu avem. Dar o să luăm și o să mâncăm și cu Nutella. O să le mai fac. Acum mâncăm cu mujdei. Că aia am făcut, aia avem, aia mâncăm. Să știți că e foarte bun cu orice, încercați, că nu o să vă pare rău. Și dacă ați băgat de seamă, ați văzut ce repede au crescut drojdia cu sarea și cu zahărul. Și dacă nu puneam zahăr, numai ăsta, dar eu am vrut să pun un pic de zahăr, că imediat are altă aromă, e mai alt gust. Și a ieșit foarte bun și vă spun, 35 de minute am ținut și n-am avut căldură mare să crească dintr-o dată. Că de era la căldură, creștea și mai repede. Dar eu am ținut-o în bucătărie, a acoperit și a crescut foarte repede. Deci cam asta a fost pentru astăzi. Așa arată, așa mâncăm. Și vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru susținere. Vă rog în continuare să mă susțineți, că am mare nevoie. Și vă mulțumesc din nou. Dumnezeu să fie cu voi și cu noi și cu toată lumea. Și să fim sănătoși, să putem găti mai departe. Și o să vă mai vin cu alte rețete nouă. Și cam atât. Vă mulțumesc mult! La revedere și poftă bună!